Șoferii care au ales să petreacă weekendul prelungit la munte au nevoie de multă răbdare. Asta pentru că, deși autoritățile au anunțat că aglomerația va deveni doar o amintire urâtă, lucrurile stau cu totul altfel. Mai mult acum și pietonii au motive de îngrijorare, Și asta din cauza că cele patru pasarele montate cu scopul fluidizării traficului pe drumul Național 1 nu sunt gata nici la această oră. Chiar dacă au fost montate, ele nu au scări și nici garduri, așa încât nu pot fi utilizate de pietoni. Și ca și cum toate acestea n-ar fi fost de ajuns, autoritățile au șters deja trecerile pentru pietoni. Cel mai probabil, pasarelele vor fi date în folosință la începutul săptămânii viitoare. Până atunci, circulația este dirijată de polițiști, nevoiți să iasă în stradă pentru a fluidiza traficul.